Sunt copii care au văzut pentru prima dată Iașul, născut la câteva zeci de kilometri de oraș, în familii nevoiașe, n-au putut decât să-și imagineze cum arată viața într-un mare oraș. Greutățile nu i-au împiedicat să învețe și să-și dorească un viitor mai bun. Sunt sprijiniți și de o fundație din Iași, care de 2 ani de zile le oferă bursă de studiu, iar azi i-a adus în vizită la TVR Iași. Astăzi este ziua mea! Raluca, Daniel și Ioana sunt elevi în clasa 8-a la școala din Liteni. Ei își doresc să devină avocați și jurnaliști. Fascinați de spectacolul din spatele camerei de filmare, mai mult decât ceea ce văd la televizor, copiii s-au convins astăzi că a fi jurnalist nu e chiar floare la ureche și nu înseamnă doar să apar pe sticlă. Acest proiect de televiziune a mai fost și la școala noastră, am mai făcut diverse reportaje. La unele am participat eu, la altele au participat colegii mei. Deci suntem familiarizați cu acest spațiu. Mi se pare foarte complicat să lucrez într-un domeniu de acest fel, deoarece multe lumini, presiune, oamenii te văd și sunt foarte multe emoții. În urma acestei vizite, pe mine m-a fascinat acest loc din spatele camerelor. De ce? Pentru că mi se pare mai complicat decât în platou. Faptul că la țară copiii nu vor să învețe carte este o prejudecată, spune Cătălina Asave, o tânără profesoară care predă matematica de un an la școala din Liteni. Copiii de la țară sunt mult mai interesați de școală față de cei de la oraș. Cei de la oraș au o deschidere mai mare spre alte activități decât școala și cred că cei de la țară învață mult mai mult în zilele noastre. Vizita celor 20 de copii care învață la școlile din Liteni și Vlădeni, județul Iași, face parte dintr-un program de susținere financiară derulat de Fundația Bethany. Am văzut schimbarea în atitudinea copiilor, în gradul lor de motivație, în abilitățile lor sociale care s-au îmbunătățit cu fiecare vizită pe care o făceau la Iași. Simplul fapt că sunt expuși la experiențe, la provocări care uneori, chiar dacă îi face să-și depășească limitele și să se simtă emotivi, constituie un plus pentru dezvoltarea lor personală ulterioară. Elevii care vor să învețe, dar nu au posibilități financiare, primesc lunar câte 150 de lei. Programul a început anul trecut și s-a extins și la școala din Vlădeni.